lucrurile astea mă mai înțeleg și da, nu mai sunt da, am îmbrăcat repede, a venit repede. Au zis că dacă e neva. Din casa Caradvanul unei clipe, aud cum șobolanii rod velința ce mă-nvelea să-mi curme suferința, tânjind în pori păcloși să se înfiripe. Un mânz se plimbă în parc, cu neștiința că va stârni nevolnice aripe. Prin broasca ușii năvălesc risipe, zădărnicind urcarea spre ființa din clopot mut, cu funii prefăcute în putregai, zvârlit pe slut văraș. Un pic mai e. Prin șanțuri și prin cute, pătrund fantasme, tenebros și laș. Mă iau cu patul, care în zori pierdute e un sicriu, plutind peste oraș. M-am rătăcit
pe uliți insipide. Stafii de blocuri m-au strivit cu ură, mi-au pus poveri de prigonit pe gură, și-n sânge scurs sub ploapele-mi livide. Pe trup portaluri pulsul slab mi-l fură, betoane-n figă-n plex scorsori acide, topindu-se-n găuri și aspide, ce nu mai pot scăpa de colb și zgură. N-am aer. Coșul pieptului îngheață-n uruit de roți ca într-un mormânt, iar ochiul rece-a căpătat albeață, pierdut de plin sub nefertil cuvânt, în timp ce cuie mi-au străpuns pe viață un gest rămas nevolnic pe pământ. Rostogolit prin colm, strivit prin spații, sub ghilotina razelor impure, izbit de vânt tăios ca de secure, de un anotimp ce-a îndurat mutații, ieșit târziu la streșini de pădure, iubind orgii târfe și libații, insinuat printre grădini obscure, pe-a libertății frânghie îngustă mi s-a părut că dănsuiesc și tac, că nu mă înving uitări, urlând prin pustă. M-am tolănit pe un instabil hamac, cu viața în jur și moartea în trup injustă, neîmplinit de-a pururi, sfânt și drac, sfânt.
sfânt și drag. Sfânt și drag. Sfânt și drag. Preastrân e locul în camera trăirii. Abia-mi pot duce mâna până la gură. Ochi reci din storuri, liniștea mi-o fură. Și vaierul a gătuit zefirii. Doar până către ziduri se îndură să se întindă în umbră trandafirii. Reci șovăieli în tainele privirii îmi sfâșie nădejdile cu ură. Prăfoase molii rod brocart de vise și carii au pătruns în gândul mut să încețoșeze ploape pele deschise. Cu greu ridic opaițul de lut, sparg geamul cuștii cu mișcări decise și sorb răcoarea mărilor. Tăcut sor răcoarea mărilor. Șoapte din lacrimi, scrijelind pereții, șoaptele mării, vuie din străfunduri, șoapta culorii, ce așterne grunduri, șoaptele ierbi în tainele brândeții. Șoaptele pietrei, răscolită în prunduri, șoaptele ploii, vălul dens al ceții, șoaptele umbrei, rătăcind drumeții, șoaptele clipei,
dibuind rotunduri. Șoapta iubitei, ce mângâie auzul, șoaptele zilei, un vacarm lepros, șoaptele apei, fremătând havuzul, șoaptele buzei, într-un râs hidos, în întuneric s-a produs abuzul și l-a străpuns o șoaptă până la os. Șoapta iubitei, șoaptele clipei, șoaptele apei, cum înțeapă în ochișori, mămică. Să stai cu minte, puică, o să treacă. Te țin în brațe strâns să nu îți facă niciun balaur rău. Nu-ți fie frică. Maică, ce trenuri lungi parcă se apleacă și prin tunele ziduri strâmbe pică, parcă mi-a rupt aripa o alică și m-a înțepat un vârf ieșit din teacă. Caceara este chipul și în orbite două lumini mai pâlpuie precar. În fibra-i slabă se muncesc termite, se stingă licăr vește din amnar. Neputincioasă hulă în vreri rănite. Aș vrea să aprind un foc. Dar nu e jar. Nu e jar. Nu e jar. Dintr-un cotlon, un boschetar răsare. Îți face semne îndoindu-și brațul. Ce te ginești? Mai bine pupă-mi marciul. Și vorba asta în adânc te doare. Te-ai repezit să-i prinzi gâtlejul în lațul mâinilor tale. Alt sfrijit apare.
ți-a dat cu un rug în cap să te doboare. O clipă doar? A inspirat nesațul acestui aer ce-și oprise zborul. Ce înalt e fagul, își îndreaptă în jos crengile frânte să-ți dea onorul. Din bolți ca plumbul curge roșu sos. Și-ți spui atunci, când te-a luat cocorul spre cerul trist, că lumea e pe dos. Lumea e pe dos. Lumea e pe dos. Lumea e pe dos. Scriu un sonet de plină amăgire, că prin canon mai liber mă voi face. Dar sunt ce vreau, ce știu și ce-mi place. Modest cărpaci de vorbe și iubire. Un gând buimac într-un ungher îmi zace și nu-i găsesc firava limpezire. Mă prinde în gestul lui de împotrivire și mă aruncă în lumile opace. Trec voci cerșind cărarea neumblată și altele urlând ademenesc cu zara lor etern. Verben cuget, tainic mă sfințesc. Nu mi-amintesc de mine niciodată. E semn profund că încep să mă trezesc. Rămân cocoșul pus de acoperișuri. Din tablă sură, înfruntând furtuna. Nu lămoaie vipia nebuna, nu se încurcă în oarbere de sișuri. De sus, orașul mi se pare Duna,
apă în care surzi își împlântă șișuri. Un soi ciudat de umbre și hățișuri în care scurmă necurmat minciuna. Dar casa mea bătrână și-a dus veacul. Șintrila curge moale în răstimp. Rugina groasă mi-a tăiat hamacul. Mă încovoi sub orice anotimp. Și peste noaptea ce-am pornit atacul, picioarele mi s-au desprins de timp. Cum să mă lupt cu tine, moarte? Cum e? Să-ți smulg rărunchii? Să-ți sugrum gâtlejul? Ai asmuțit în dans tălâm vârtejul ce din nesomn pustiitor se suie. De ce izbești cum verșunare vrejul de vagi chemări și-mi bați întâmple cuie? Ai frânt nădejde în trup slăit, duduie. Și-ai aruncat în jar nebun gătejul. Ce ai de-mi râcăi josnic pe la ușă și nu-mi lași soața să se culce lin, ci te lipești de ea ca o căpușă și-i sfarmi nădejdea necurmat suspin? Ia-mi mie, hâdo, trupul de cenușă, să nu-ți mai car poveri ca un asin. Pe lângă ziduri. Pe lângă
ziduri. Pe lângă ziduri stau figuri de ceară. Dar vracii nopții legătesc mormântul. Sub uși se înfige fără milă vântul. Pe umeri șubrezi, corbi înfig o gheară. Le iau lucirea și le sting avântul, iar lacrima a devenit amară. Fără să vrea cei urgisiți să piară firava rază ce-a păzit de scântul. Dar cioclii stau la căpătâi deoparte. Pe muribunzii nu îi ating de vii să nu-și mânjească mâna, ce împarte pomeni sărace. În amurguri gri în șanțul ploapei curg visări deșarte și clipele s-au năruit pustii. Clipele s-au năruit. Clipele s-au năruit. Clipele s-au năruit. Eu fluturele, eu fluturele alunec în fântână, ce spaimă hâdă în trupul meu, prăpându-l. N-am timp să-mi chinui trupul întrebându-l ce vaier lung pe antene se îngână. N-am cal de foc pe care, adăpându-l, să-l fac să urce în slăvi pe ghizduri până-și va împietri copita pe o rână ca să țâșnească în aer pur cu gândul. Ce-i până jos? Ce tihnă necurată? Unde e luciul? Unde-i un năvod să frâng în el căderea doar odată? Nu tremură nimic sub lâncet pod. Pe fund nu-i apă, nu e nicio pată.
așez în gol și mă strivesc de glos. Nu mi-aș dori mai mult decât să-mi frângă ființa mea de lut, vicisnicia. Să se măsoare în săbii cu vecia, când va primi un glonț, să nu se frângă. Să zvârle în glod cu râfnă pălăria, surpată adânc în vrerea mea nătângă, să îndrept un vrej curbat cu mâna stângă, ca să culeg cu dreapta în freamăt via. Poate aș vrea o moarte ca alintul, suită în slăvi din tufa de mohor. Să scriu sonete și să absorb absintul, când îngeri blânzi pornesc în lung sobor. Să-mi fie el sfârșitul, ca argintul, înseninat de-al fluturelui zbor. Fluturele? Un fluture, o floare, o furnică, o pasăre, o flacără, câmpia, un deal, o vale, fluviul și vecia, izvoarele și marea, o amică, un drum, o creangă, frunzele și via, un avion ce tocmai se ridică, copilul cel poznaș luat de chică, măicuța, cartea, pixul și hârtia, ulița strântă, tatăl meu și masa, fântâna și un bal ținut cu fast, un pește prins în râu adânc cu plasa, biserica și un preot bun și cast, feciorul meu
și fiica, soața, casa. Acestea-s daruri. Restul e balast. Restul e balast. Dragi prieteni, aceasta ar fi prima parte, cea artistică, să-i spunem, a unei lansări de carte. Cartea despre care este vorba este aceasta pe care o am în mână și se numește într-un fel pe care îl descoperi doar dacă dai la o parte supracoperta și aici vei recunoaște despre ce este vorba, un nume de autor și un nume de carte, Paingul Orb. Dragi prieteni, nu e chiar o noutate faptul că descoperiți la întâlnirile cu Adrian Munteanu un alt fel de legătură pe care o are el cu cititorii lui. Este acest recital pe care mai întotdeauna am încercat să-l fac aici sau oriunde în lume și peste ocean. Și nu este legat neapărat de momentul acesta al pandemiei în care ne aflăm. Cred că, indiferent dacă eram într-o stare specială sau nu, aveați de întâlnit un autor care se prezintă singur în fața cititorilor, cu tot ceea ce are de făcut și de spus, cu toate darurile pe care le-a primit, și în acest moment special vreau să vă mărturisesc că încerc să dau, poate pentru prima dată, la o parte, ceea ce poate să însemne o modestie păguboasă. Fiind singur, îmi pot permite să spun față de voi toți ceea ce probabil că sesizați. Sunt acel poet din România care încearcă să ridice poezia la rang de spectacol. Să nu fie doar ceva, un accesoriu la o întâlnire despre poezie, la o lansare a unei cărți de poezie, ci să fie ea, melanjul potrivit și prioritar în această întâlnire. Trebuie să știți că aceasta a 15-a carte a mea, apărută în acest dificil an 2020, este cartea mea specială, este cartea sufletului meu.
trecut prin vitregiile vremii și vremurilor. Nu este o carte cu floricele și bomboanele. Sunt niște trăieri mai în adânc de noi, în adâncul fiecăruia dintre noi. Cartea aceasta de aceea a fost construită cu sufletul, nu numai în ce privește textul, și în ce privește modul în care ea se arată cititorilor. Este o carte la care am visat să ajung să fie o carte obiect pe care să-ți fie drag să știi că o ai în biblioteca ta. O carte care are ceva particular și unic și în felul în care este structurată, în conceptul prin care a fost creată, de 6 luni de când tot umblăm să realizăm cartea asta. De ce este unică? Pentru că în interiorul ei nu veți găsi niciun cuvânt înainte, nicio prefață, nicio postfață, nici referințe critice, nici date despre autor, nimic înainte și nimic după cuvântul cărții. Doar cuvântul cărții. Doar cuvântul. Și am făcut acest lucru pentru a fi de această dată fără intermediari, în legătură directă cu cei pentru care am scris, cu cititorii. Fără niciun cuvânt în afara acestei cărți, voi, cititorii, să spuneți dacă ceea ce citiți vă place, dacă se apropie de structura voastră interioară, dacă această carte merită să o păstrați și poate uneori să reveniți asupra ei. N-am vrut să fie deocamdată la întâlnirea voastră cu această carte niciun cuvânt care să vă deturneze de la modul în care singuri veți percepe conținutul ei. Niciun alt cuvânt al unui specialist, să spunem, care ar fi agățat într-un fel toată structura cărții prin interpretarea lui. Cronicile, analizele, comentariile, dacă vor fi, se vor regăsi în reviste și atunci voi veți putea să comparați modul în care cineva de specialitate a văzut structura cărții și cum ați perceput-o voi. Până la urmă, cel mai important lucru este să ajungă la voi. Și cuvântul vostru, interpretarea voastră, să fie de această dată prioritară. Astfel, am reușit să ne întâlnim cu Paingul Orb și din acest moment, cartea poate fi a voastră. Ea se găsește, de această dată, destul de simplu, nu neapărat în librării și poate chiar nu în librării, ci pe site-ul personal care s-a construit cu această ocazie și care se numește chiar așa, adrianmunteanu.ro. Acolo există un magazin și cartea aceasta poate fi a voastră printr-o simplă apăsare de buton, prin achiziția ei cu cardul. Trebuie să știți că eforturile mele au mers mai departe și pe lângă cartea tipărită, acolo pe site-ul adrianmunteanu.ro găsiți și e-book-ul acestei cărți
și audiobook-ul. Toate cele 120 de sonete ale cărții Paingul Orb au fost interpretate, au fost recitate de autor. M-am străduit să fie cât mai bine. O casă de înregistrări a editat totul și varianta aceasta poate fi a voastră pentru modul în care considerați că ar fi bine să intrați în legătură cu această carte. Fie cu cartea tipărită, care este totuși un obiect ce ar trebui să fie o prioritate pentru cel care iubește cartea, iubește literatura, dar și pentru ceilalți, pentru variantele lor internautice, virtuale, există varianta de a o vedea pe calculator sau de a auzi, de a auzi conținutul ei chiar în interpretarea autorului. Și cred că acesta e un lucru iarăși special pe care îl găsiți doar aici, la Adrian Munteanu. Sunt aici, pe această scenă, la așezământul cultural Reduta și este ca o întoarcere acasă. Aici am lucrat timp de 13 ani. Mulțumesc conducerii de azi a așezământului cultural Reduta pentru bunăvoința de a mă găzdui la această lansare virtuală. Mulțumesc tipografului, tipografia care a scos această carte pe care toți o numesc o bijuterie, de la Ana Blandiana și Ileana Mărâncioiu până la președintele Academiei Aurel Ion Pop. Mulțumesc graficianului cu care am lucrat pentru realizarea acestui concept special, graficianul și artistul plastic Horia Țigănuș. Mulțumesc din suflet pentru toate ideile și toate punerile în practică. Și mulțumesc prietenului meu de o viață, Arpi Udvarti, cu care realizez împreună acest film, această lansare virtuală. Din acest moment, dragi prieteni, Paingul Orb va aparține. Vi-l dăruiesc cu tot sufletul. Vă dăruiesc sufletul meu. Pe curând!